Povestea Libelulei a început în urmă cu 10 ani. Pentru realizarea dispozitivului de zbor cu aterizare și decolare verticală, autorii Francis Berețchi și Ioan Silea au studiat inclusiv zborul insectelor. După mai multe variante de construcție, a rezultat prototipul unui aparat cu radiocomandă, despre care autorii afirmă că este o premieră în domeniu. Am conceput un nou tip de propulsor cicloidal cu pare pivotante, având aspectul aripilor de libelulă. Am înțeles că am realizat de fapt un propulsor revoluționar prin faptul că forța de propulsie este generată nu numai de forța de portanță aerodinamică specifică elicei, ci și de forța de rezistență aerodinamică, care era considerată de către cercetători până în prezent un factor negativ în domeniul aparatelor de zbor. Această caracteristică unică recomandă acest tip de propulsor pentru a fi utilizat în condiții de atmosferă rarefiată, similară cu cea a planetei Marte. Masa aparatului este de 170 de grame, iar autonomia de zbor de 15 minute. Autorii au considerat că realizarea lor merită atenția comunității științifice. În 2015 am avut o tentativă de publicare care a fost respinsă. Asta în principal datorită neîncrederii în noutățile pe care le promovam. În 2018 am reușit publicarea în jurnalul Institutului American de Aeronautică și Astronautică, dovedind viabilitatea afirmațiilor teoretice prin măsurători și mai ales prin înregistrarea zborului a două modele echipate cu aceste propulsoare. De atunci, inginerii timișoreni au primit mai multe invitații la conferințe, ceea ce demonstrează, spun ei, că libelula lor are un viitor promițător.